G2A îți oferă jocuri mult mai ieftine. Accesează primul link din descriere. Salutare tuturor, numele meu este The Link și bine v-am regăsit la un nou video. Ei bine, astăzi o să facem un car vlog. În minutele următoare o să mă duc în mașină și o să-mi pun GoPro-ul pe cap. Astăzi o să mergem la Coasta de Est pentru că trebuie să facem o revizie Golfului. Am ajuns la numărul de kilometri la care trebuie să facem revizia, deci o să mergem la ei. Apropo, o să vă zic, cred, și în timp ce mă duc către ei, însă sediul lor sau, mă rog, garajul lor încă nu este oficial deschis, încă se mai lucrează și urmează cât de curând să vă oferim locația exactă și tot ce s-a îmbunătățit, o să vedeți și o să vă placă. Din ce am aflat eu, chiar o să arate super bine. Înainte de a ne pune în mișcare, voiam să vă spun de o aplicație pe care am descoperit-o zilele astea și m-aș bucura să fie cât mai populată ca să ne întâlnim mai mulți acolo. Este o aplicație de friending și îmi place tare mult pentru că combină locația, adică poți să vezi toți prietenii tăi, fie ca Android sau iOS, poți să-i vezi pe aplicație unde sunt exact locația lor și să te duci să le faci o surpriză să-i vezi pe acolo. Combină și chatul, adică poți să vorbești ca pe WhatsApp sau Messenger, poți să faci și grupuri cu prietenii tăi și este și o secțiune pentru people around, adică te întâlnești cu oamenii din jurul tău care au aceeași aplicație, deși tu poate nu-i cunoști foarte bine. Poți să vezi fotografii cu ei, cred că vedeți câteva imagini care rulează pe aici și o să vă explic imediat mai multe, după care ne punem în mișcare și mergem către service. Ok, haideți să intrăm și noi în aplicația Floca. În primul tab pe care voi tocmai îl vedeți, sunt afișate contactele mele, primele 3 fiind cele care au deja această aplicație instalată. Putem, de exemplu, să invităm alte persoane, de exemplu să spunem că vrem pe Alex să-i trimitem un mesaj cu această aplicație, dăm pe plus și vedem că ne generează un mesaj automat pe care noi îl putem trimite pentru a invita persoana respectivă. Dacă navigăm pe cel de-al doilea tab, o să vedem mesajele mele cu alți utilizatori. Am creat și un grup, de exemplu, hai să mergem pe acest grup, prietenii mei fericiți. Aici putem să vedem că am vorbit câteva lucruri cu prietenii mei. Dacă dăm click aici, vedem cei 3 membri, mă rog, 4 cu mine. Putem să adăugăm mai mulți dând click pe acest tab. Add, selectăm aici numele și îl vom adăuga. Bun, dăm pe back. Dacă dăm pe acest punctuleț din colțul din dreapta, o să vedem că ne apar locațiile tuturor prietenilor noștri, inclusiv și a noastră. Putem să vedem că 2 dintre prietenii mei sunt pe aceeași stradă. Dacă dăm mai jos, cred că o să mai vedem pe cineva, uite și pe altă persoană. Deci, așa putem să vedem cam toate persoanele din lista noastră. La fel, dacă ne vom duce, să spunem, pe Alina, o prietenă de-a mea, dăm click aici și o să vedem locația ei. Deci este foarte tare această aplicație. Pe al treilea tab, dacă vom da click, o să ne arate persoanele din jurul nostru. Vedem că de la cel mai apropiat persoană până la cea mai îndepărtată, dacă dăm scroll tot așa, o să ajungem la o distanță cât mai mare. Mie îmi place tare mult, mai ales că, nu știu, poate sunt într-un restaurant și descoper un om pe care aș vrea să-l cunosc, mi se pare interesant, îl caut aici să văd dacă este prin jurul meu, dau click să spunem pe această persoană și pot să-i dau invite-ul chat să aflu mai multe despre el. Ok, suntem în trafic, așa cum v-am zis mai devreme. Nu am un drum foarte lung de făcut, trebuie să ajung prin sectorul 2. Nu vă pot spune locația exactă a celor de la Coasta de Est pentru că v-am spus încă nu este gata totul și băieții n-au vrut să dezvăluie mai mult, adică, ca să zic așa, pentru publicul larg nu e deschisă, adică, mă rog, deschis garajul. Mulțumesc, domnul taximetrist. Se mai lucrează, o să vedeți că o să iau câteva cadre, sunt niște meșteri care zugrăvesc, fac totul să fie așa curat, imaculat, pentru că pe pereții ăia mari pe care voi o să-i vedeți, urmează să fie montate niște afișe, mă rog, o să apară niște bannere mari așa cu logo-uri și tot felul de lucruri drăguțe, deci eu sunt deja super entuziasmat și aștept acolo să mă cheme Bogdan să vă arăt totul când o să fie gata. Merg la o simplă revizie, așa cum v-am zis și puțin mai devreme, doar că acum vreau pentru prima dată de când am eu mașina asta să-mi pun filtrul de aer sport ăla de la Cayenne. De când mi-am luat mașina tot ziceam că băi, trebuie, vreau că
vreau să văd cum e, nu știu, din ce am aflat eu nu o să simt vreo diferență. Ia să-mi dau eu camera un pic mai jos, cred. Și acum haterul să zică, conduci fără mâini, de ce nu pui mâinile pe volan? Inconștientule! Iau de aici, am crezut că e poliția, dar e ceva cu transport, nu știu ce. Mă rog, voi nu vedeți. Pentru că eu trebuie să... Bă, dar bine că te bagi până în sufletul meu, mă, ăsta cu Mercedes-ul. E, dar unde mergi și tu, merg și eu. Și eu ți-am luat-o în față, că tu aveai ăsta cu reparări ATB. Bun. Da, deci o să-mi pun acel filtru sport mult dorit. Mult dorit, mamă. Dar știți că sunt glumele alea, că îmi pun filtru sport și gata, am 10 cai mai mult. Da, nu, clar nu e așa, dar da, ce că ajută turbina, mă rog, una alta. Apropo, nu știu cine, da, unul dintre pasagerii mei, din câte vedeți, mi-a atins membrana asta și este băgată înăuntru și n-am ce să-i fac. Tatăl meu cunoaște pe un domn mai în vârstă, da, foarte priceput în ale difuzoarelor din București și atunci când mașina o să fie la vopsit, pentru că o să fie cam o săptămână, două chiar, o să iau eu difuzoarele și o să le duc la el să pună altă membrană acolo, doar că dezavantajul e că din ce mi-a spus, că am vorbit deja cu dumnealui, nu o să mai am brandul ăla unde scrie DD, știți, așa se numesc difuzoarele, DD-uri, DD-uri, și, na, mă rog, nu mă deranjează atât de tare pe mine, o să le schimb și la stânga și la dreapta, ca să nu fie diferență, că mi-a zis că nu o să fie exact același material, diferă nuanța, că nu poate să reproduc exact materialul care a fost făcut de fabrică. Ceea ce e și normal. Și apropo, să vă mai spun un anunț așa. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat ce s-a întâmplat cu maratonul nostru de live-uri, cum ați numit voi acel, nu știu, acea lună, cred că două luni de fapt au fost, în care făceam în fiecare zi live neîntrerupt, adică știu că n-a fost nicio zi în care să nu fac măcar un live. Aveam zile când făceam chiar două live-uri, adică sâmbătă, duminica, vinerea sau când a fost Paștele, tot la fel știu că am făcut două live-uri pe zi. O să revină de sâmbătă, sâmbătă la ora 8 seara, deci toți trebuie să știți faptul că sâmbătă, nu mă lașă, că sâmbătă, sâmbătă asta, da? Deci imediat acum, peste câteva zile, la ora 8 seara ne vedem pe live și ne jucăm cu toți abonații. Nu știu ce vom face, Minecraft, GTA, oricum o să fie un live de 2-3 ore, deci o să facem destul de multe. Ok, noroc cu pietonul. Pam, pam, băi, noroc că este ora 1:30, traficul încă e liniștit. Dacă vă întrebați cum se comportă suspensia cu perne de aer, e bine aflați că sunt super încântat, nu troncăne, nu bate absolut nimic și e totul bine. Bine, cu cât mergi cu ea mai sus, gen cu cât ești mai înalt, ca să zic așa, suspensia este mai rigidă. Dacă ești, mergi mai low, automat ești mai liniștit așa, adică nu simți toate denivelările și așa mai departe, dar sincer nu mai simt atât de tare roțile, adică când dau într-o groapă, având un balon destul de mic și jante pe 19 inci, adică foarte mari, nu simt ca și când aș fi stoc. Adică simt ceva mai moale, ca și când aș avea, nu știu, să zic, jantele de iarnă pe 16, bine, nici chiar așa, dar aproape, aproape de senzația aia așa de confort. Na, cu tot știți, cu cât balonul este mai mare, mașina e mai confortabilă, iar eu cum am un balon aproape invizibil, cu ghilimelele de rigoare, simțeam tot, frate, tot, deci cu jante pe 19, orice. Da, băieți, deci încă o dată recapitulăm, mergem la coasta de est, să facem acea revizie, nu o să dureze foarte mult, o să vă arăt și cum se... și o să-mi schimb eu antigelul, pentru că am eu așa o restanță, ca să zic așa, atunci când am schimbat termoflotul, am pus antigelul care era deja în mașină și vreau să pun altul nou, pentru că n-am mai rămas, știți că am avut problema cu termoflotul, am avut mici pete de ulei în antigel, nu mare, adică nu s-a stricat nimic, n-a cauzat motorul, dar am rămas așa pe cap cu o restanță și vreau să schimb și antigelul, să fie totul fresh, așa că asta vom face, după care mergem să spălăm mașina. Bine, în București e norat, adică vedeți că e destul de norat, dar nu contează, e prăfuită și trebuie și ea curățată, nu? Bun, băieți, păi ne revedem cu cate de acolo, de la coasta de est, pentru că eu sunt în trafic, prins și nu vrea vă pot arăta atât de multe. Se lucrează la coasta de est. O să fie multe bannere frumoase pe aici, din ce am înțeles. De-abia aștept să văd totul gata.
Ia uitați cu câți dintre abonații mei m-am întâlnit aici la Coasta de Est. Respect, Dălin! Ce faceți? Bine. Eu m-am mai întâlnit acum 40 de minute cu ei. Am fost să las una dintre mașini și m-am întors înapoi. Deci, Alex, ai spus că te numești, nu? Ok. Pentru Alex, cred că am urât. Nu, nimic. De la The Link. Badabum, badabim, cu plăcere. Tu cum te numești? David. Pentru David. Cum te cheamă pe tine? Alina. Alina a zis că ea vrea pe mână autograful. Și că scriu urât, sper că nu te va deranja. Nu cantează. Ok, hai să vedem ce o să iasă. Hai că n-am scris atât de oribil. Se putea și mai uita și micuță ea și vrea poză. Ok. La cât de des îmi spăl mașina în ultimul timp, mi-am luat și o cutiuță în care mi-am pus tot, toate cârpele, tot ce am nevoie când îmi spăl mașina singur. Și acum o să iau soluția asta pentru jante, pentru că înainte să dau cu apă pe ea, dau un pic pe jante așa să se curățe. Acum e pe modul Jeep. Uitați-vă cât de înaltă e. Adică bag un pumn și mai e loc. Hai să vedem ce iese. Ia uitați cum acționează această soluție. Este mov culoarea asta, doar că se vede roșu pentru că e vopsit pe aici roșu. Dar uitați-vă ce jeg curge. Adică soluția e transparentă, dar în contact cu murdăria are o reacție chimică și se face așa, mov. Dacă aș fi avut jantele albe, s-ar fi văzut, dar fiind negre, automat pe fundal negru nu se deosebesc așa bine culorile. Dar zici că plânge, frate, efectiv plânge. De mult am mai avut așa jantele murdare. Am dat și pe etrier, pe aici se văd picături de la această soluție. Ia să dau un pic pe disc. Ia să se vede culoarea mai bine. Deci ador momentul ăsta când se scurge efectiv spuma de pe ea. Nu știu, culorile astea așa, nuanțele astea de portocaliu, picățele albe, nu știu, mi se pare așa haios rău de tot. Hai, așteptăm un pic să intre spuma, să se mai înmoaie, după care o plătim. Gata, am ajuns și acasă, mașina este curată și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați uitat până la acest minut și ați vizionat clipul. Apropo, hai să facem un test să vedem câți dintre cei care urmăresc clipul s-au uitat până la final. Deci dacă ai ajuns până la acest minut, scrie în comentarii fără mâini și cu multe semne ale exclamării. De ce? Cred că v-ați prins deja că în titlu am pus acest lucru și ați văzut că am avut o porțiune când am condus fără mâini, că mi-aranjeam GoPro și am mis să pun asta că e mai interesant. Deci hai să vedem spam acolo, să vedem câți dintre voi ați ajuns până la final. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată. Numele meu este The Link și ne revedem mâine la un nou livestream și la un nou clip. Pa, pa!